Deci, în mare, așa a fost. Iar parcul ăsta, Elisabeta de Galeor, Sisi, sigur că va fi transformat. Aici, biserii, ai multă lume, vedeți că mai nou, bisericile trebuiau construite pe o axă vest, adică est, pardon, vest, nu? Da. Răsăritul. Nu e făcută. E făcută. Pentru că datorită lipsei de spațiu. Și putem spune că, de fapt, nici acum nu e terminată biserica. Sus se mai lucrează. Și da, are mozaic de Morano și o să vedem în fața bisericii statuile a lui Nicolae Ivan și Bartolomeu Anania. Cele din dreapta și din stânga. Sigur că da, da, dar mai mulți au fost aici corifei care... biserica este făcută, mai ales, trebuie să spunem lucrul ăsta, că în Cluj, majoritatea românilor erau de confesiune greco-catolică. Da. Dar aici a fost un vechi plan care Nicolae Ivan, venit din Sibiu, unde a avut o activitate prodigioasă și este primul păstor al acestei biserici, cunoștea ideea lui Andrei Șaguna. Andrei Șaguna se gândise, domnule, și Clujul merită o biserică. Nu este prima biserică ortodoxă, este a doua. Prima biserică ortodoxă din Cluj, noi spunem clujenii, Biserica din Deal, da, este sub hramul Sfânta Treime, este făcută, de fapt, la subvențiile, sau cu subvențiile, negustorilor a români din Brașov. Constantin, Ioan Constantin, etc. Acum nu-i mai spunem pe toți. Și acolo a funcționat și, cum să zic, episcopia la început. Asta este gata în 1933. Dar o mică poveste că, inițial, în 1921, un monitor oficial, era treabă, erau 8 proiecte care erau premiate, premii 1, 2, 3. Pentru această biserică. Pentru această biserică. Da. Și George Cristinel și Constantin Pomponiu, cu firma lui Tiberiu Eremia din București, i-au câștigat și proiectul se numea INRI. Atât. Atât. Dar a luat locul 2. Deci locul 1 s-a dat. Deci în 1902. Piatra de temelie se pune în 1923. Și în 1923, în acel eveniment, a avut loc la... dacă nu mă înșel, în toamna anului 1923, în 7 octombrie, când locul a fost sfințit, a venit prim-ministrul României Brăteanu, Alexandru Vaida Voievod, care semnează tratatul de la Trianon, Versailles, etc. Și o să vă arăt unde a stat aici în Cluj, casa aia vis-a-vis. Da, vis-a-vis de operă, în lateral. Da, vis-a-vis de operă. Da. Principele Carol nu era încă rege. Sigur, regele Ferdinand, care ulterior va mai veni în Cluj cu Regina Maria în 1919 și familia regală a avut vreo 15 sau 20 de vizite, mai mult sau mai puțin cunoscute, iar biserica e terminată, impropriu spus, în 1933 îi se dă, să spun, acea sfințire data de 5 noiembrie, unde iară participă de data asta regele Ferdinand cu, bineînțeles, cu tot staful său și cu ierarhia ortodoxă din România de atunci. Vedeți, stilul este foarte interesant, e un stil bizantin și un stil muntenesc pe care dumneavoastră îl vedeți. De exemplu, o să vedem dacă cumva intrăm înăuntru sau intrați. Catapeteasma este identică cu catapeteasma de la Mănăstirea Bistrița. Mănăstirea la care a fost internat, între ghilimele, Antonescu de Carol al II-lea. Și pe urmă îl face conducătorul statuia, altă treabă. Și vedeți aici, în față, cum să vă zic, clopotele s-a aduse din Ungaria, piatra este adusă, Viștea, Baciu, și de la Ban Potoc din Hunedoara, iar... uitați-vă stilul, vedeți? Neobizantin, dacă ați intra înăuntru, dacă mai nu putem intra, iar aici, sigur, sunt îngrustate. Aici scrie Iisus Hristos cu litere grecești, iar acolo Maria Theotokos, adică, sau unii mai spun că Mater Teu, mama lui Dumnezeu. M.R. Theotokos, născătoare de Dumnezeu, și aici sunt amintite toate oficialitățile care au participat și înăuntru la
construirea acestui monument. Încă o dată repet, cel mai semnificativ a Clujului interbelic. Sigur, aici avem foarte mult de lucru de povestit, nu ne permite timpul. Deci, am început-o din partea estică, zic, a Clujului, să spunem, dar aici suntem în afara zidurilor alea de 45 da. De hectare. Care erau, aici, da. În dreptul operei. Da, 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 putem, da, acum nu știu dacă pe acolo o să mergem. În fine, aici aveți statuile celor doi părinți, putem spune, a bisericii. Este episcopul Nicolae Ivan și celebrul Bartolomeu Anania, care este îngropat aici în necropolă. Da, 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 și, și da, păi dacă ați vizitat, am vizitat muzeul. Sigur că de acolo da. Este. Și nu v-am zis pe partea dreaptă, dar intenționat am lăsat la sfârșit, așa. Să vedeți o casă, de, prea puțin se vorbește, dar francmasoneria, acum ne referim la Cluj, să nu ne referim la istoria românilor, a noastră. Toți capii Revoluției de la 1848, toți au fost francmasoni. Da. De Cuza nu se știe precis, Cogălnicianu se știe precis și alte notabilități ale istoriei noastre, figuri proeminente care făceau parte din o lojă sau alta. Nu intrăm. Vedeți? Aici alea sunt cariatide, o imitație a templului grec Erecteon. Deci unde este steagul? Nu, 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 nu. Acolo unde este steagul, da. Da, la numărul 7. Aici era centrul lojei Unio. O lojă, acum, trebuie să recunoaștem, era o lojă eminamente cu figuri proeminente maghiare. Am avut și alte loje cu figuri proeminente, loja Sfântului Andrei, prima, dar e în partea Clujului vechi, în timpul împăratului Iosif al II-lea, și am avut și noi românii, în perioada interbelică, loja Înfrățirea Neamului, dar francmasonii, mai ales la sfârșit de secolul XIX, erau oameni bogați, oameni cu idei inovatoare și au finanțat. Foarte multe dintre clădirile astea care le vedeți acum sunt realizate datorită contribuției lor. Acum să mergem, strada asta se numea strada Olarilor, pentru că aici era o poartă și un turn a Olarilor. Strada ajunge la biserică în, sigur că în da, piața ajunge Unirii, la, nu? Exact. Da. Am putea să mergem pe stați, nu știu cum traversăm. Puțin neregulamentar. Să ne gândim puțin. Ne orientăm din punct bine. De vedere strategic, numai la dreapta, dar că din dreapta vin mașinile și o să încercăm să călcăm mai des. Stați că vine mașina asta. Așa. Bun. Acum, domniță... Ne-am asigurat foarte bine. Și aici chiar bine că sunteți aici. Haideți să vă arăt un simbol. Aici era și o cooperativă de dat bani, un fel de bancă. Dar era și simbolul francmasonului, stupul. Ia uitați-vă stupul. Stupul. Îl vedeți? Acolo. Da, da. Păi da. Simbolul stupului este organizare, disciplină. Am aflat cu un banc, dar poate îl tăieți. Că dacă ar avea stupul președinte, nu știu ce ar mai mânca ursul. N-ar mai mânca miere. Nu. Deci arată, ăștia o regină. Bun, deci am să intrat aici. Să nu vreți să ne arătați placa unde erau îngropați în afara zidului, care este pusă pe perete aici. Dar nu aici este pusă. Aici sau în stânga undeva. Nu, mai încolo, deci este pe strada Baba Novac, dar pe partea alaltă, da? Da? Așa. Mi s-a spus bine. Bun, aici suntem pe o arteră, să zicem, a Clujului medieval, aici era partea Olarilor. Da. Așa, și strada Olară nu era până aici. Aici o să vedeți actualmente clădiri de secolul XIX, mai ales. O să vedeți foarte interesante și un... cum să zic, un melanj de stiluri arhitectonice, începând de la stiluri, să zicem, baroc, neobaroc, clasic, stilul, pe urmă, secesion, pe urmă vine, o să avem clădiri stilul interbelic Bauhaus. Aici, sigur, sunt clase și de la început de secolul 20. Aici avem o celebră casă a unui celebru personaj a Clujului, un scriitor zeic, dar înainte au locuit și alți nobili. Astăzi
La stânga, imediat vă arăt, astăzi este o grădină superbă a Clujului, Boema, și numele îi spune de așa natura. Da. Inițial, în perioada comunistă, aici era centrul de, cum să vă spun, alimentar. Aici se făceau în vârtelile, când era penurie. Dar aici? Sus aveau birouri, da. Aici acum este... un restaurant foarte da, bun aici. Ați fost? Ni s-a comunicat. Da, este un restaurant, într-adevăr, frumos. Nici nu știu dacă... Haideți că puteți filma, că nu e o problemă. Dar la ora asta nu e deschis. Sau dacă e deschis, nu avem noi timp. Că am făcut reclamă, Boemei. Să vină să da, bineînțeles. Deci, contele, să vă spun eu cine a fost zeic ăsta, care o stăpâni la un moment dat această casă, grădina asta. Deci chiar când mai veniți în Cluj data viitoare, au și interior acolo. Miroase bine. Da, bineînțeles. Da. Ei, tipul ăsta a scris o inovație, dar sigur, fantezie zeic, care a spus Decebal a fost înaintea porților Clujului. Și, adică, și romanii când au venit, nu, el era în Cluj, sigur, nu se numea Cluj cetatea, în fine, el era cu soția, n-a vrut să se predea și, cum să zic eu, fantezie, dar a mers bine această fantezie în secolul XIX, s-a jucat chiar la teatru maghiar, avea trecere în cadrul lumii cultivate a secolului XIX din Cluj, lumea maghiară. Da, această... poveste de ceva la porțile Clujului. Bineînțeles că n-a fost, nu e adevărat. Da, povestea în sine a avut mare priză. A prins, da. Aici, acum e modernizat. Și în perioada comunistă, aici erau birourile băieților care dirijau alimentația publică din sus. Cele de sus. Ce aveți sus acum? Acum avem partea de restaurant și sală de evenimente. Sală de evenimente. Știai ce era aici? Nu știai, că ești tinerică. Ai auzit. Bun, ești clujancă? E de unde e tata? Din Timișoara. Da. În ce cartier ai stat? Lângă. Lângă Timișoara. Bun. O zi frumoasă. Aici poate ați auzit de doctorul Stanca, celebrul ginecolog. Imediat o să vă arăt unde a stat fratele său. Și ăsta era preot ortodox. Da? Aici. Sigur că da, Sebastian Stanca, Radu Stanca și bineînțeles și fratele său. Aici e Sebastian Stanca, nu știu de ce nu scrie și de frate de Horea Stanca. Ba, scrie și de Horea Stanca, dar da. Mai mic. Radu Stanca, de unde-i știm numele, astăzi poartă numele teatru din Sibiu, dramaturg. A mai fost Stanca Dominic, unchiul lor, marele medic, și un actor, Dominic Stanca, vărul lor primar. De asta în perioada interbelică. Și acum ne îndreptăm vertiginos pe scurtătura asta spre piața principală a Clujului. Maghiarii și spun Föter, care înseamnă principal, iar clujenii îi spuneau într-o perioadă unui traseu a Clujului, străzi din centru, Floșter. Floșterul Corzo Floșter are același înțeles. Adică da. Piața Unirii. Da, bine, Floșter nu era Piața Unirii, era străzile care erau lângă Piața Unirii. Aha. O să vă arăt eu unde. Ok. Sigur da. Că da. Aici, clădiri, uitați, stil secesion. Extrem de prezent în orașele transilvane, încă o dată repet, secesion din Europa Centrală, astfel de clădiri, vedeți, în Timișoara, Arad, Budapesta, Viena, încă o dată repet, Iași, Bucureștiu și orașele au influența franțuzească. Arhitecții erau francezi. Da. Aici arhitecții erau germani, austrieci, maghiari și în perioada interbelică, sigur că erau și arhitecți români care își lasă amprenta asupra Clujului interbelic. Sigur, o să observați o serie de restaurări. Aici este un cămin al coreografiei. Știu, când eram tânăr, mai așteptam unele vale. Aici. Da, fete frumoase, venite din toată... Și aici era căminul, sigur că erau venite din toată țara. Păi cam cum e și astăzi. Și astăzi, sigur că da. Și astăzi e la fel. E plin de tineret. Da.
O să ajungem imediat la o intersecție unde o să vorbim și de... Am vorbit cu soția noastră de buioi. Sigur că da, noi mai știm să pronunțăm în limba cu O-U-I. În sud sau în Moldova e mai greu, am observat accent. Sigur, imediat o să vă arăt o casă extrem de importantă a unui tip de care ați auzit, Carol Pop de Satmari. Ăsta este fondatorul fotoreportajului în România. El a făcut o poză... Sigur că da, sigur că da. În Târgoviște, la curtea domnească, poză după care... Sigur că era fotograful regelui, era, dar sigur că da. Și specialist în fotoreportaje. Da. Fotoreportaje. Și asta este casa. Unii spun că e coincidență de nume. Nu e coincidență de nume. Și vă spun eu de ce. Că se știe, atunci când venea la Cluj, vizita des această clădire. Eu nu cred că aiurea o vizita. Da. Și acum, placa memorială e... Da. Puțin vizibilă, se va restaura, dar aici a stat. Sigur, la restaurările astea se mai fac și puțin cam ilizibil. Așa că nu știu ce filmați acolo, dar vă spun eu că e clar. La numărul 17 știu fără să citesc. Da. Și... Hei, vedeți, asta se numește rezalit. Stilul ăsta de balcon în exterior. Adică la Casa Ros, da? Da, da, ia uitați și aici. Da. Și aici astea sunt toate case... Aici sunt case vechi, dar ele, acum depinde și cum sunt restaurate. Aici contează extrem de mult. Da. Pentru că eu le-am spus și copiii și tot una că îți vine un zugrav și dă cu culoare și gata. Am restaurat. Deci trebuie să-ți vină un specialist. Da. Și ăla nu-ți vine... Pe sigur. Dar ia uitați, astea n-au putut, uitați, stil, ăsta este un stil floral. Da, poate să fie și geometric. Aici e imitație de coloane grecești, ăsta ar veni o imitație de stilul corintic. Era doric, ionic și corintic. Și balconul, sigur, un fel de imitație, o să vă arăt eu celebrele cărămizi clinker, dar astea nu sunt cărămizi clinker, cărămizi puse acum 100 și ceva de ani, care dacă ele cad, nu le mai poți înlocui. Da. Dar ele în general rezistă. Nu știu dacă noi avem așa tehnologie să ne reziste astăzi cărămizile care le facem, da, haideți să... Și aici e tipic, da, este restaurat, rezalit, uitați balcon în exterior, acolo la fel, un fel de logie, logia. Adică acest balcon. Da, și nu numai, da, acesta, acesta, da. Acesta, sunt mai mult de seara stilul. Și acum o să ajungem la celebrele case, le spune în unele ghiduri... clădirile în oglindă sau gemene, nu sunt chiar identice. Dar ele totuși de... seamănă destul de bine. Seamănă bine, ne-am, sigur. Ne-am uitat și balcoanele, unele sunt în dreptul altora. Arhitectul era din Budapesta, Ignaz Albar îl chema. El mai are construcție aici în Cluj. Deci vă dați seama potența financiară și o să vă spun eu de ce. Potența asta financiară a clujenilor. Aici, în cazul, în speță a bisericii. Și anume a unei organizații, statusul romano-catolic. Ăștia sunt bancherii papii. Da. Și aici vin, mai au ei drunirii, vezi îmbrăcați. În... Aha, aha. Dar, sigur, mai mult sau mai puțin cunoscut cam, nu le place să iasă în evidență. Da. Au mai mult un spirit ăsta ezoteric. Bun, acum aici o să vă povestesc. Aceasta e intersecția de care spuneați. Aceasta este intersecția. Da. Și de ce e importantă? Stimată domniță, acum făcând rolul operatorului, fiți atentă. Acolo e catedrala noastră ortodoxă. Da, exact. În față, vedeți, biserica Sfântul Mihai, haideți aici, est-vest. Da, așa. Acolo, da. În partea de sud este catedrala greco-catolică. Da. Schimbarea la față. Numai aici nu mai putem vedea. Cea asta cu galben, da. Da. Aici, asta e celebra clădire Sora, clădire făcută în 1938, terminată de aparținea concernului cehoslovac, era Cehoslovacia Sora. Și în București ați avut, dar nu mai aveți Sora clădire. Ați avut? Că mai multe centre în Europa. Nu mai știu unde, pentru că, sincer să fiu, cred că de mult s-a dărâmat. Dar nu asta am vrut să vă zic. Că dacă mergem puțin lateral, vezi Biserica Unitariană, da, pe lângă care am trecut, și cea luterană.
cea germană, deci cealaltă biserică. Aici, vedeți, clădirile astea, aici era un celebru birt, Butoiul bătrânii spunea. Aici peste da, da, vorba a fost supercărie. Da. Și când eram student, vedeam acest, mie îmi fac cu mâna, acest edificiu. Care... Da. Bun, no, aici e o treabă foarte faină. Deci aici stăm în mijlocul multor... Intersecție, o intersecție. Da. Clădirea care o vedeți chiar în capăt, este clădirea în care s-a născut ilustrul matematician Ianoș Buioi. Deci de fapt, el... capăt pe stânga sau pe... Chiar la colț. Așa. Vedeți, are plachetă. Dar el aici s-a născut în casa bunicilor materni. Pentru că tatăl său Forcoș, un alt mare matematician, era din Târgu Mureș. Și este, el și Lobachevski, independent unul de altul, au formulat teoria neeuclidiană. Teoria lui Euclid spunea că două paralele nu se întâlnesc niciodată. În schimb, ba, se întâlnesc în infinit. Noi, dacă ne gândim la infinit, o luăm razna. Așa că n-are rost să... Și după numele dânsului s-a dat și da, terminul universității. Da. Sigur că da. Care a fost combinat cu Victor Babeș. Sigur că da. Da. Inițial erau două universități, Buioi, Babeș, pe urmă s-au unit. În stânga avea o proprietate, un mecen al Clujului, un altruist, Contele Micheș, de la o să vorbim probabil data viitoare, și am ajuns la aceste clădiri care aparțineau statului. Cum au fost realizate aceste clădiri? Deci clădirile în oglindă, cum, da, cum se așa le zice. Da. Sau clădirile statusului romano-catolic. Încă o dată, acea organizație care era, de fapt, erau bancherii papei. Bun! Cum s-au făcut? Ca inițial aici erau case de aristocrați, de nobili. Vedeți acum? Apropo. Da. Asta e după bani. După. Sigur că și... Păi dacă ați fost jos, în subsol... N-am fost. Nu, că o să vă spun eu de ce, dar nu am filmat. Ei, trebuia să se ridice monumentul Evestei Matia Corvin. Și toată biserica Sfântul Mihail era înconjurată de o serie de case maghernițe cu diverse activități, în general negustorești, care plăteau bisericii bani, serios. Da, da. Mai vin arhitecții Clujului, vine Ludovic Pachei, arhitectul principal. Domnule, băi, noi o debarasăm, dar... Da, într-adevăr, și atunci vă dăm spațiul acesta. Au debarasat, ăștia bani au avut. Pentru că spațiile de dinainte tot pentru bani le țineau acolo. Astea erau case, dar ei au avut bani să cumpere casele și atunci un tip care a fost și strămoșii săi primare Clujului, el a fost un profesor universitar, Grois. Acum poate numele nu spune cine știe ce, ascultătorilor sau telespectatorilor. Nu asta are importanță. Mă, că nici nu era stradă, s-a dat până aici. Aici ce vedeți voi, strada asta care este astăzi numită după marele lider al Partidului Național Țărănist și marele luptător pentru unirea tuturor românilor, Iuliu Maniu, erau de fapt grajdurile celorlalte două străzi, actuala strada Eroilor și actuala stradă 21 decembrie. Cele două în paralel. Fosta stradă de mijloc sau strada Deac sau strada Regina Maria și fosta stradă 21 decembrie, Bulevardul Lenin, General Berplo, mai multe denumiri. Da. Și de-aia așa stră. Și domnule, facem strada asta, ridicăm, într-un an au ridicat aceste clădiri. Ignaț Alpar, într-un an. Banul. Și aici erau foarte multe cabinete de avocați. Clujenii în acea perioadă spunea acestei alei, aleea mincinoșilor. Păi erau avocați. Ok. Deci haideți să mergem în dreptul ăsta. Da, să vedem cum arată aici. Cum arată clădirile. Da. Pentru că în spatele restaurate clădirilor e Palatul Banfi. Da. Nu. Mai dincoace. Da. Aici ce vedeți, partea de est a Palatului Banfi, unde au fost pe vremuri grajdurile și unde au fost construite apartamente în 1903 și scris. Dar nu mai are rost să spun. Ok. Nu știu dacă voi explica, nu știu cine v-a ghidat acolo, la Palatul Banfi, poate nu a avut timp. Nu. Acolo stăteau și acolo sigur mai era un balcon forjat. Sunt mai multe, dar aici partea asta bine ați intuit, sigur. Da, făcută în 1903. Da. Bă, acum mai pentru High Society, înainte era pentru slugi. Vedeți cum se schimbă da, vremea. Da, acolo că vorba aia, fiecare împărat a avut un sclav ca strămoș și invers. Da. Da, uitați aici, Rezalit, este foarte frumos, domniță, puteți să le... Mai există în Europa, să nu credeți că e unicat asta. Da. Mergeți și culmea ironiei,
cel care era un, avem un personaj extrem de important în Cluj, un evreu, David Shebeshten, numele său adevărat era David Smil, care el este antreprenor a multor clădiri celebre din Cluj. Și a cooperat cu Deep Hausmann. Acum nu știu dacă era rude cu Hausmann, cel din Paris, care a modernizat Parisul. Foarte, nu era el un tip extraordinar de cunoscut în Budapesta. Pentru că foarte mulți evrei din zona asta aveau cultură maghiară. Făceau parte din cultul neolog pentru că căpătau cetățenia maghiară. Da. Noi în România nu le-am dat cetățenia. E, aia asta e altă treabă, nu intrăm. Și ăsta Hausmann o participă, dar nu era, probabil era du. Numele oricum era și vom vedea. Și cu asta cred că terminăm episodul pilot, să ne uităm puțin. Da. Clădirea importantă a celei mai vechi biserici actuale din Cluj. Nu era cea mai veche. O să vă arăt eu într-un alt episod. Da. Înăuntru ați fost? Da. Bun. Avem imagini, putem să punem. Poftim? Da, da, am avut. Da? Da. Dar orice informație... Haideți cu mine. O să fie episod separat acesta. Bun, haideți cu mine și o să vă spun niște lucruri care probabil ghidul nu vi le-a spus. Ok, haideți. Cine v-a fost ghidul? Domnul... Bun. Domnul Traian, da. Bun, haideți să punem bariu, dai o... Nu, cafea nu mai beau, că am băut două. Dai un suc după ce terminăm asta. Gata, haideți. Dacă nu, pariu, dau... Pariu făcut, gata. Bun. Ei, vedeți? Datorită acestei statui, făcută în 1902, statuia asta, ecvestră. Acum, gata. Apa, aici... Haideți că mergem, nu mă lasă inima să nu vă exprim partea asta. Aici avem, ia uitați-vă aceste cărămizi. Am filmat și cu tata. Poftim? Am filmat și cu tata. Da? Da. De cine? De nu știu. Muzeograf. A, da. Da. Aici, da. Da, 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 salutat. Aici ultimul proprietor a fost un tip sechei. Și o bancă, o bancă era Banca Transilvană. Dar în Evul Mediu a fost casa unui paroh cu idei renascentițe numit Volpard. După el, după acest, era, doi frați au fost și a mai venit un personaj, Cocoș. Cocoș înseamnă limba maghiară cocoș. Și era, bine, pe urmă a fost dărâmată casa decât de acest personaj de care v-am zis. Parcă Seche îl chema, sau Sotmari, nu mai știu precis. În fine, era aurar. Nu asta are importanță. Și el face clădirea asta, care va fi și bancă. Acum este un sediu a Universității de Artă și Design. De-aia uitați-vă, cărămizile clinker. Astea sunt. Astea, o să mai vedeți pe unele clădiri din Cluj. Clinker. Da. Vechi de peste 120 de ani au. Casa a fost terminată în 1896. Vedeți, eu l-au căzut. N-au mai putut pune. Nici măcar imitații. Ei, aici se trebuie meșteri. Care costă? Da, vă dați seama. Bun. În față avem și vechea și... Aici o să vă povestesc de primărie. Dar înainte de primărie, aici era un palat. Aici aparținând, pe colț? Da. Dar nu avea și etajele, să spunem, 2 și 3. Da. Era... Telechi, o familie extrem de... Până la urmă ajunge că înainte a fost a altei familii, dar ca să fie mai rezonant numele această familie, care a dat și guvernatori. Guvernatorii aveau sediu în Palatul Banfi. Ok. Da. Deci acolo. Și aici a fost și un restaurant, aici a fost și o asta ne bucă, a fost și o librărie, Coșbuc. Acum e o farmacie. Foarte multe alte locații au fost. Aici era. Și o bancă a fost. Înăuntru în curte avem un zodiac și un ceas, un cadran. Da, e proprietate privată. Nu știu dacă în București vă confruntați cu treburile astea, dar avem o serie de lucruri interesante care relevă istoria orașului, proprietate privată. Inclusiv casa lui Matia Corvin. Păi nu-i casa lui. Ce casa lui? Că s-a născut acolo. Pe vremuri când era un muzeu etnografic, Carpatin numit la început, erau două odăi cu tot felul de obiecte și artefacte din timpul vieții, poate care e apă. Acum nimica. Acum stai la latitudinea portarului sau asta dacă te lasă. Nu se poate așa ceva. Am încercat și noi să ajungem acolo. Și da. Nu v-a lăsat. Păi nu se poate.
Deci și asta văd că în toate țările. Păi bă, pune în evidență că țara asta are ceară. Indiferent că au făcut nemții, ungurii, cehii și alte nații. Face parte din patrimoniul țării noastre. Da, lasă-ne să și avem și noi. Vedem. Dar sigur că da. Și asta văd că e o meteahnă, din păcate. Un trend așa, chiar faceți o emisiune foarte faină de cultură care să dea un boom, o revigorare. Exact. Pentru că avem nevoie. Și avem ce arăta. Noi dacă am ști să facem un turist cultural, și sunt și specialiști, așa dar e. Implică-i. Da. Acum nu, nu toți sunt nebuni ca mine, între ghilime, că eu fac din pasiune, dar, domnule, găsești oameni care să-ți explice. Și mai ales, un lucru ce vă spun, și probabil l-ați observat, trebuie vorbit într-un limbaj colovial, să înțeleagă toată lumea, că degeaba încep eu să vă fac o cronologie, ceea ce știu, sau să vă spun toți locatarii, păi ce... Că ne pierdem. Dar nu, dar nici publicul nu se uită. Dar cine are... Da, aici este... De ce? Pentru că istoria înseamnă și poveste și cercetare. Deci o poveste cercetată, spusă frumos. Adică nu neapărat frumos, spusă să înțeleagă lumea. Să înțeleagă, da. Să înțeleagă bun. Avem în față, deci v-am zis, Telechi, Primăria Clujului, fosta primărie, fosta primărie, unde vedeți sistema adevărată a Clujului, cele trei turnuri care reflectă lucrul care l-am zis la începutul emisiunii, oraș liber. Da. Și Cracovia are așa, are și Praga. Da. Oraș liber. Deci deasupra scrisului municipiul Cluj-Napoca, acolo sunt cele trei turnuri. Sigur că da. Clădirea inițial, aici în secolul XVI, era un loc de cult a unitarienilor. Ulterior a fost cumpărat, s-a făcut o primărie.